Bine, bine v-am găsit la un nou videoclip. Așa începem de data asta, cu două ciute de cerb și un pui alergate de lup. Din ce mi-am dat eu seama, n-am apucat să văd decât un singur lup, posibil să fi fost mai mulți. Au alergat femelele de cerb în drum, după care ele au reușit să scape. Se pare că lupul s-a speriat de prezența mea. Am plecat în căutarea mugurilor de brad și de pin. Spre finalul videoclipului o să vă arăt cum se poate face un sirop extraordinar. Când mergeți să recoltați plante, întotdeauna vă recomand să alegeți locurile puțin mai sălbatice, unde factorul poluant să nu fie așa de puternic. Asta o să fac și eu acum, o să caut o zonă mai curată. Desigur, mugurele de pin de brad o să-l găsiți și prin parcuri în orașe, dar datorită poluării mai degrabă sunt toxici decât cu proprietăți vindecătoare. V-am mai prezentat și într-unul din videoclipurile anterioare, orbetele. El nu este un șarpe, este o șopârlă fără picioare. Este un animal foarte pașnic, el nu face rău la nimeni, nici măcar nu mușcă. Însă, cum am zis, multă lume îl omoară crezând că este un șarpe agresiv sau se sperie de el, însă nici vorbă. Uitați-vă, puteți să și puneți mâna pe el. El niciodată nu mușcă. Deci o șopârlă fără picioare. Haideți că o să-l pun jos ca să nu-l deranjez și să-l las să plece în treaba lui. Aici avem cimbrișorul, sălbatic desigur, o plantă aromatică foarte bine cunoscută la noi în România. Probabil mulți dintre voi ați folosit așa ceva. Se pretează perfect pentru a aroma orice fel de mâncare. De la tocană până la ciorbă se poate pune în absolut orice. O minunăție. Este ușor de identificat, are culoarea aceasta roz. Și atunci când îl rupi, așa, să rup unul și îl mirosiți, are un miros puternic, specific, condimentat. Cimbrișorul sălbatic. O plantă aromatică de excepție și ea. Socul, una dintre plantele recunoscute la noi, pentru siropul care se face din această floare și sucul, socata, floarea lui, cât și fructul, care fructul este pur și simplu o, nu doar delicatesă, pe lângă asta conține și foarte multe substanțe vindecătoare, cât și socul ne oferă ciuperca cu efect medicinal, numită și urechea lui Iuda, sau ureche de soc, pe care v-am prezentat-o. Deci, foarte importantă plantă, copac, spuneți-i cum vreți. O găsiți, cred că, oriunde. Așadar, eu vă sfătuiesc să vă folosiți de floarea lui, de fruct și mai târziu, în toamnă, în iarnă și uneori primăvara, ne putem folosi de ciupercile minunate care cresc pe acest copac. Socata este una dintre băuturile mele preferate. Iată, uite că am găsit planta pe care o mai căutam pe lângă mugurii de pin și de brad, și anume
năpraznicul, o să vedeți voi mai târziu de ce avem nevoie și de planta asta. O plantă, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai importante plante medicinale din întreaga lume. Găsiți un videoclip dedicat acestei plante pe canal. Deci năpraznicul, îl vedeți cum arată, după cum v-am mai zis, este o plantă destul de ușor de identificat, are aceste flori de culoare roză, tulpina se poate vedea de culoare roșiatică cu niște peri pe ea și, foarte important, atunci când rupi planta, mirosul ei un miros specific, un miros de neconfundat, ar spune unii neplăcut, un miros de capră, ne spun specialiștii. Deci, pentru cei care ați avut ocazia să stați pe lângă turmele de capre, o să recunoașteți foarte rapid mirosul. Vedeți tulpina, v-am arătat atunci când o identificați la ce să aveți grijă, adică la cucută. Aveți pe canal și un videoclip în care prezint în amănunt cucuta. Nu se aseamănă deloc cu năpraznicul. Cum am zis, o să iau și câteva plante de năpraznic. O să vedeți mai târziu de ce. Ajuns la primul brad, însă nu o să recoltez de aici. Mugurii sunt prea mici. De preferat este să-i culegem atunci când au între 1 și 5 cm. Așadar, mai urcăm puțin. Ei bine, după cum se poate observa, am ajuns într-o zonă foarte, foarte frumoasă, o zonă destul de sălbatică și avem aici molid, se poate observa muguri de molid sau muguri de brad, asta nu are importanță, deci nu este vreo diferență între mugurul de brad și mugurul de molid. Ambele au aceleași proprietăți extraordinare și, foarte important, ce caut eu azi, se poate vedea acolo un pin. Mugurul de molid este și foarte bogat în minerale, precum potasiu, magneziu și așa mai departe. Ei sunt folosiți de foarte mult timp în tradiția noastră românească. Bătrânii știau foarte bine la ce se folosea. Ei conțin foarte multă clorofilă, ajută la vindecarea țesuturilor, ajută la controlul poftei de mâncare, cât și elimină metalele otrăvitoare din organism. Ei pot fi consumați și cruzi, exact așa cum îi vedeți aici. Se pot mânca de-a dreptul, se pot băga foarte bine în salate, sau se poate face un suc extraordinar din acești muguri de molid, de brad. O să vă arăt, cei de pin sunt puțin diferiți. Ce vreau să mai zic? Din acest mugur se poate face un ceai absolut extraordinar. Vă arăt eu, este cum se poate prepara un sirop în combinație cu planta pe care v-am arătat-o mai înainte. Îi recoltați atunci când au între 1 și 5 cm. Deci atunci sunt cei mai buni de recoltat. Îi vedeți cum arată. Îi rupem frumos. În partea aceasta avem pinul care, după cum se și observă aici, mugurul lui este diferit de cel al bradului sau al molidului. Deci mugurul de pin conține foarte multe uleiuri esențiale,
proprietate expectorantă, antiseptică, antiinflamatoare, antireumatică, balsamică, antispasmică. El se folosește pentru foarte, foarte multe afecțiuni, cum ar fi tratarea răcelilor, bronșitelor, laringitelor, ajută și la congestia nazală, ajută la diminuarea febrei, calmarea tusei, infecții ale aparatului urinar, probleme reumatice, nevralgii, inflamații ale cavității orale, afecțiuni dermatologice, cum ar fi urticarie sau eczeme. El se pretează foarte bine pentru infuzie, deci se face un ceai extraordinar din acest mugur de pin și se recomandă cam 2 căni pe zi, folosi ca uz extern pentru unele infecții ale pielii. El calmează inflamația sau unele infecții bucale de reținut. El se mai folosește și în scop cosmetic pentru purificarea pielii, elimină mirosurile neplăcute și stimulează și tonifiază întregul organism. Deci foarte, foarte important mugurul de pin, care ne spun și specialiștii că este superior mugurului de brad sau de molid. Desigur, cel mai prețios ar fi mugurul de jneapăn, jneapănul care, după cum știți, se găsește în golul alpin. Acela ar fi cam cel mai bun. Dar astăzi o să strângem, o să recoltăm muguri de pin și, desigur, muguri de brad molid. El așa se rupe, așa arată. Aceștia sunt ceea ce căutăm noi. Sunt diferiți față de cei ai bradului sau al molidului. Copacul vieții, cum se mai numește, atât pinul cât și bradul sau molidul, un copac care nici iarna nu își leapădă frunza. Și își merită numele ăsta de copacul vieții datorită frumuseții lui, rezistenței lui la intemperii și, desigur, proprietăților care sunt absolut minunate. De la sevă, la scoarță, la frunzele lui, cetina și, desigur, mugurii. Chiar și conurile se pot folosi pentru a se face un ceai extraordinar sau chiar semințele acestor copaci minunați. Bun, haideți să nu vă mai rețin atât cu vorba și să ne punem pe treabă, să strângem. Doar să vii să-i strângi cu mâna ta este deja ca o terapie. Bine, pentru această rețetă avem nevoie în felul următor: mugurii de brad și de pin combinați, năpraznicul, o plantă extraordinară, care v-am mai zis, planta care vindecă foarte multe afecțiuni, bună la toate, cum se spune, 2 lămâi și 1 kg de zahăr. S-a dus exact aici lângă râu în timp ce am venit să iau apă pentru rețeta noastră de sirop de muguri și am găsit un șarpe frumos de pădure, s-a băgat acolo sub bolovanul ăla. Dacă aveți posibilitatea la aceste siropuri
și în general aceste rețete care le faceți, dacă aveți posibilitatea, folosiți apa de munte, foarte important. Punem mugurii de brad, de pin și năpraznicul în apă. Trebuie lăsate să fiarbă destul de mult, în jur de 30-40 de minute, mai ales aici la foc afară, durează puțin. Bine, mugurii au început să fiarbă. De ce am ales combinația asta? Este o combinație pe care vă recomand și dumneavoastră, între aceste plante, mugurii de pin, care au efectele lor extraordinare, alături de mugurii de brad, și pe lângă beneficiile lor extraordinare vine și năpraznicul, care aduce multe alte beneficii pe lângă. Deci o combinație extraordinară. Am găsit puțină mentă aici, o să adaug și câteva frunzulițe de mentă, care or să dea și ele un gust, așa, un parfum mentolat. Plante de mentă sălbatică pentru un plus de aromă. Gata, am luat de pe foc, este timpul să strecor apa de fapt sucul rezultat în urma fierberii de plante. Desigur, treaba asta necesita încă o oală, dar nu am așa ceva, așa că o să folosesc acest strecurător. Se putea lăsa așa la macerat timp de 24 de ore, dar eu, făcând treaba asta în natură, n-am de ales. Dar funcționează foarte bine și așa, oricum le-am fiert puțin mai mult decât în mod normal. Se și poate observa ce culoare plăcut a prins, cât și mirosul, este un miros foarte, foarte frumos, de muguri. Cam 2 litri de suc rămas în urma fierberii, să adăugăm 1 kg de zahăr. Deși mulți dintre voi poate o să spuneți că nu este bine să adăugați zahăr, există unele rețete care se pot face fără a adăuga zahăr la rece, cu miere de albine. Adăugăm și puțin suc de lămâie ca să-i dea o aromă. O mai lăsăm în jur de 15-20 de minute. Am luat siropul de pe foc, este gata. E bine, siropul nostru este gata. Muguri de brad, muguri de pin, năpraznic și puțină mentă. Desigur, am mai adăugat și o lămâie. Puteam să fac, în mod normal, un sirop din muguri de brad sau sirop din muguri de pin simplu, dar cred că este mult mai bine să combinăm aceste plante, deși, atenție mare, nu toate plantele se pot combina, însă foarte bine se poate combina mugurul de pin cu mugurul de brad și cu năpraznicul. Te trata foarte multe afecțiuni, cum ar fi anemia, anorexia, bronșita, oboseala, foarte bun și pentru migrene, în combinație cu mugurul de pin, foarte bun antiinflamator, antiseptic al căilor respiratorii, praznicul, planta multivindecătoare care vindecă și, foarte important, previne foarte multe afecțiuni, cum ar fi cancerul, prostata, anemia, stresul, infertilitatea, fibromuri, chisturi și așa mai departe. Una dintre cele mai importante plante, care este și un foarte bun energizant. Un lucru pe care
cu siguranță puteți să-l faceți fiecare dintre voi. Acest sirop este la îndemâna fiecăruia. Vedeți, eu l-am preparat în natură, ceea ce este puțin mai dificil. Deci pentru voi, făcând treaba asta acasă, o să fie floare la ureche. Acest sirop se poate folosi de două ori pe zi, o linguriță sau două dimineața, cât și o linguriță sau două seara, după preferința fiecăruia. Se poate adăuga în apă, amesteca în ceai, ca îndulcitor sau în multe alte feluri. Deci un sirop extraordinar cu foarte multe valențe medicinale. Eu vă sfătuiesc să-l depozitați într-un loc răcoros, departe de razele soarelui, și să-l folosiți bucuroși și sănătoși. Găsit aceste informații utile, nu uitați să dați un like, nu uitați să lăsați un comentariu și nu uitați să vă abonați. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept și data viitoare la alte informații și aventuri din natură. La revedere!